Pentru această rețetă voi avea nevoie de o scăriță plină de costițe. Aici am cam 2 kg de carne. De asemenea, voi avea nevoie de condimente și nu sunt atât de sofisticate. Voi avea nevoie de usturoi și ceapă uscat, paprika dulce, ardei chili afumat, cimbru uscat, sare, piper negru și desigur că sos barbecue. Mai întâi de toate o să amestec toate condimentele într-un bol. Adaug usturoiul uscat, paprika dulce, dacă doriți puteți lua și paprika afumată, dar eu dacă am ardei chili afumat, nu mai am nevoie de paprika afumată. Așa, adaug ardei chili, cimbru uscat, ceapă uscată și un pic pe alături, piper negru și sare. Sarea trebuie să adăugați destulă, pentru că cu asta vom acoperi carnea și îi va da gustul și aromele care va avea nevoie. Amestec toate condimentele. De sosul barbecue nu o să am până când nevoie, acesta îl păstrez pentru mai încolo. Iau scărița de costițe. O întorc și pe partea de dos, din dos o să vedeți această pieliță albă care neapărat trebuie îndepărtată. O să încerc să o scot cât mai frumos, ca să nu tai din carne. Transfer costițele în tava de copt tapetată cu folie de aluminiu. Aici am 3 straturi de folie. Așa. Și le condimentez. Trebuie să fie condimentate bine pe o parte și pe alta. Neapărat trebuie să alegeți costițele să fie umplute cu carne și să aibă puțină grăsime. Acum învelesc carnea bine, să nu aibă nici un loc neînvelit și o pun la cuptorul preîncălzit la 170 de grade Celsius pentru 2 ore și jumătate. Așteptarea va fi lungă, dar vă asigur că va fi foarte delicioasă. Au trecut 2 ore și 40 de minute, dar o să vă ajungă și 2 ore și 30 de minute. Acum este timpul să scot coastele din cuptor. Miroase extraordinar. Ba, nu-ți din timp că o să umpleți casa cu un miros superb. Și le desfac. Atenți să nu vă ardeți de la aburi. Vai! Sunt foarte suculente și acum și o să le dăm culoare. La această etapă ung carnea cu sosul barbecue. O să ungem carne de 3 ori și vă îndemn să alegeți un sos barbecue de calitate superioară. Asta foarte mult contează și contează și ce gust îi va da costițelor. Ungem abundent din tot sufletul. Întorc carnea la cuptorul preîncălzit deja la 230 de grade Celsius și voi poziționa tava de copt deasupra. Adică trebuie să rumenească bine acest sos barbecue și să-l caramelizeze. Va dura 5 minute, nu mai mult, după care o scoatem, iar o întoarcem, o ungem, o să vedeți singur. Așa, peste 5-6 minute am scos carne din cuptor, o întorc pe partea cealaltă. Așa. Iarăși o ungem. Sos barbecue.
și o întorc la cuptor încă pentru 5-6 minute. Priviți cât de bine arată, vai de mine! O mai întorc ultima dată și o ung cu sos barbecue. O las la cuptor la fel, dar cred că de data aceasta o să o las mai mult, numai că trebuie să o întorc cumva. Așa, așa. Caide de pe oase. Arată minunat. Încă puțin și o să gust. O să mănânc atare, pentru că după atâtea ore mi s-a făcut foame, dar crede-mă că aceste ore de așteptare o să merite în totalitate. Plus la toate ați văzut că nu se pregătește deloc greu, doar amestecați condimentele, ungeți carnea, o puneți la cuptor și cuptorul singur își face lucru. De asemenea, vă îndemn la această etapă de caramelizare să porniți ventilatorul cuptorului, astfel se va carameliza mai frumos carnea și va avea un aspect extraordinar. Priviți aici! E senzațional! Până a tăia costițele, vreau să vă arăt cât de ușor se scoate osul. Perfect! Tai carnea. Puteți să o tăieți în dimensiunile care doriți. Priviți cât este de suculentă. Nu mai am răbdare să o tai pe toată, așa că o să gust măcar o bucățică de carne. Și după cum știți, costițele se mănânc cu mâna, așa că nu mă judecați. Carnea este atât de moale. Atât de suculentă, aromată, foarte delicioasă. Sosul barbecue caramelizează frumos carnea, îi dă o aromă de fum și un gust dulciu. Eu de asemenea am încercat această rețetă să o pregătesc la cuptor, după care costițele le-am caramelizat pe grătarul deschis afară și la fel a ieșit foarte delicios, dar vă îndemn să pregătiți totul la cuptor pentru că o să vă placă. La sigur, vă îndemn să pregătiți această rețetă care o găsiți pe valerisfood.md și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să puneți un like